Vezi că ești în interior și trebuie să ai mască. Nu, acum. Dar acum n-are. Dar acum n-are. Acum iar vă pune sănătatea în pericol. Da. Și încalcă ordonanțele. Șmecher, polițai, securist, ce-o fi? Ce le-ai stimați arătat? Vă las numărul meu de telefon dacă e ceva. Sunt cu bagajele în mașină, cu copilul, mă așteptă mașină. În soare stau să mă... Stai aici, că e răcoare. Eu vreau să plec, vreau să plec liniștit, să n-am probleme cu nebunul. Atâta vreau. O să ai că am numărul tău și te găsește poliția. Pentru agresiune fizică. Ce agresiune fizică, mă? Cu piciorul și cu pumnul. Cu piciorul și cu pumnul. Ce drept vii tu și-mi bagi mie camera? Cu dreptul fundamental și constituțional de a mă exprima. Se numește libertatea cuvântului. Îl așteaptă copilul în mașină. Când te așteaptă copilul în mașină, dai cu pumnul peste cameră și încă ești cu piciorul. Au, ce faci? Vorbește cu nevastă să... Și acum e fără mască. Și vorbește cu paznicul și paznicul nu-i zice nimic. În schimb, pentru mine a chemat poliția la 112. Fără să fie o urgență. M-a adus aici în siguranță că chiar riscam să mă bată la e dement și irresponsabil. Dacă m-a atacat în magazin și o să cer imagini de la camerele video din magazin și o să zic că n-a funcționat ceva. Și acum au rămas și pachetele mele cu germeni acolo și bonul de casă. Deci cine știe ce fac cu el? Și trebuie să-mi plătească diferența pentru păcăleală. Vrei să mă filmezi sau vrei să mă bați? E un drept fundamental, libertate de exprimare se numește. Acum nu mai filmai, tu filmezi degeaba. Cum filmezi degeaba? O să mă plătească YouTube pentru asta. Like, share, abonați-vă la canalul meu. Se numește libertate de exprimare. E apărată de Constituție, articolul 30 și articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Mai este și Declarația Universală a Drepturilor Omului, are peste 70 de ani, articolul 19. Dreptul la exprimare, primirea și transmiterea informațiilor pe orice cale, inclusiv pe cale video. O să mă bag acuși la toaletă și paznicul o să sperie că am dispărut.